Slăvit să fie Domnul! Amin. Cântarea spunea și ne spunea nouă, să știți, care suntem în această dimineață aici, ca niciunul din noi să nu glumim cu pocăința. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să luăm pocăința noastră în serios. Amin. Amin. Pentru că dacă vom lua pocăința în serios, să știți, cu siguranță vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Ea are ca făgăduințe și ca făgăduință Împărăția Domnului Iisus. Venirea Mântuitorului pe pământ n-a predicat altceva decât pocăință. Ucenicii, de asemenea, n-au predicat altceva decât pocăință. Noi, în această vreme, nu vrem să predicăm altceva decât pocăință. Amin. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să ne pocăim de faptele noastre, să ne pocăim de trăirea noastră în neadevăr, să ne pocăim de mândriile noastre, de ambițiile noastre. Că pentru aceasta a venit Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Îi mulțumim că ne vorbește prin cântare, ne vorbește prin îndemnurile fraților. El a venit să ne scape de mânia viitoare. Lăudat să fie Domnul pentru aceasta. Pe toți acei care se vor pocăi, pe toți acei care vor lua măsuri în dreptul lor, în viața lor, pe toți acei care își vor oglindi Scriptura în dreptul lor și vor trăi după Scriptură, sau vom trăi după Scriptură, mai bine zis așa, dragii mei, vom fi scăpați de mânia viitoare. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea inimile noastre să fie date întregi lui Dumnezeu. Nu mai lăsa inima ta pentru alte lucruri pământești, pentru gunoaiele lumii acesteia. Nu, nu. Dă inima întreagă lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doar câteva gânduri vă voi spune în această dimineață ceea ce Domnul mi-a vorbit din psalmul acesta 30. Spune cuvântul lui Dumnezeu: Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Amin. Aleluia. Ce cuvânt minunat spune David în această dimineață. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Când a fost ultima oară când Tu l-ai înălțat pe Dumnezeu? Când a fost ultima oară când ai făcut cinste lui Dumnezeu? Știți ce spune cuvântul Domnului? Spune în 2 Corinteni, capitolul 4, că și noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Tu ești chemat în această dimineață, să nu stricăm. Noi suntem chemați să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, frații mei, ci să-L înălțăm pe Dumnezeu, să-L cinstim pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea Dumnezeu lui Moise într-o împrejurare. Zice, nu vei intra în Canaan. De ce? Pentru că nu m-ai cinstit înaintea poporului. Auzi? Că ce doar ce a făcut Moise? Doar a văzut minunile lui Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu cu el într-un mod special. Nu mai a spus Dumnezeu lui Moise, Moise, acum nu numai să lovești stânca, ci du-te și vorbește stânci și să dea apă poporului. Și Moise ce a făcut? S-a dus și a lovit stânca de două ori. Auzi? De două ori. Tu cum îl cinstești pe Dumnezeu? Pentru că te-a ridicat Dumnezeu, te-a înălțat Dumnezeu. O, slăvit să fie numele Domnului. Auzi ce spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 3. Spune un cuvânt minunat. Auzi ce spune? Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Aleluia! Îi Domn El în inima ta? Asta vrea Domnul de la noi. Să-L pui pe El să domnească. Să fie El stăpânul tău. Aleluia! Să nu mai ai stăpâni în viața ta. Să nu lași ca străinii să-ți mănânce puterea. Nu, nu! Lasă-L pe El ca Domn. Slăvit să fie Domnul. Și dacă vei fi El Domn în viața ta, vei fi un om plin de pace.
Vei fi un om plin de bucurie. Nu te mai vede om posomorât și întristat, pentru că oamenii lui Dumnezeu n-au motive să fie supărați, chiar dacă trăim în vremea aceasta, chiar dacă se moare în vremea aceasta, chiar dacă, frații mei, noi suntem ai Lui. El a plătit prețul pentru noi, slăbit să fie El. Ai tu această certitudine? Sfințiți-L în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și auzi ce spune mai departe. Fiți totdeauna gata. Adică pregătiți în orice moment, în orice vreme. Nu numai duminica la biserică, două ceasuri, nu. Și pregătiți și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, să se vadă lumina lui Dumnezeu pe chipurile noastre. Auziți? Și fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar unde ce spune acum? Cu blândețe și teamă. Aleluia! Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, zice, învățați de la mine. Amin. Învățăm de la Domnul, prin cuvântul lui Dumnezeu, să fim blânzi și smeriți cu inima. Aleluia! Pentru că amintea aseară un frate la Consești și auzi ce spune acolo în Psalmul 34, scrie David după o încercare și parcă a avut așa o stare că de rușine că nu s-a bucurat, nu l-a mărit și l-a înălțat pe Domnul în fața lui Abimelec. Știi ce a făcut el? A făcut-o pe nebunul. David, omul lui Dumnezeu. Și și-a dat seama că a greșit, că el nu s-a încrezut 100% în Dumnezeu și a zis, acum voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și în fața lui Abimelec și în fața filistenilor și în fața oricui. Eu vreau să-L onoresc pe Dumnezeu, trăiască numele Domnului. De câte ori te-ai purtat și tu și te-ai comportat ca un om fără minte? Auziți? Când eu am auzit cuvântul ăla, m-am văzut eu. Ori de câte ori ai ridicat glasul la soție, te-ai purtat ca un om fără minte. Ori de câte ori ai vorbit anumite cuvinte cu cineva, ai ridicat tonul. Te-ai purtat ca un om fără minte. Ne purtăm uneori ca niște oameni fără minte, frații mei. În loc să-L înălțăm pe Dumnezeu. Așa scrie aici. Te înalți, Doamne, spune David. Dar de ce? Pentru că pe mine m-ai scos de unde? Din groapa pieirii. Aleluia! Merită Domnul înălțat? Amin. Trăiască numele Lui. Amin. Nu putea să te scoată de acolo cel mai mare predicator. Nu putea să te scoată de acolo cel mai mare preot. Nu putea să te scoată de acolo nici banii, nici posibilitățile tale, nici intelectul tău. Ci cel care a putut să te scoată din legăturile tale și din groapa pieirii, din fundul nopții, din mizeria și din păcatul tău, este Domnul Iisus, mărire Lui! Aleluia! Trăiască Iisus! El a venit din cer și s-a murdărit cu păcatele mele. S-a murdărit cu păcatele tale. N-a ținut cont că ai prea multe păcate, că ești legată prea mult în multe legături și că ai fost legat și tu în multe patimi. Nu! S-a coborât până în adânc, s-a murdărit, te-a scos de acolo. Așa scrie David aici. El recunoaște puterea lui Dumnezeu și ce m-ai scos din groapa pieirii, din fundul moșierlei. O, Doamne, știe toate păcatele tale, cunoaște toate slăbiciunile tale, toate greșelile tale. De ce nu îl înalți spre Dumnezeu prin viața ta? De ce nu ești o lumină în casa ta? De ce nu ești o lumină pe strada ta? De ce ești o lumină pe stradă cu vecinii tăi să fii lumină? Ce se aude în casa ta? Cântările de laudă?
rugăciunile înălțate, să treacă cineva pe stradă și să audă undeva în odaia de sus să roagă cineva. Aleluia! Ieri după ce am plecat de la biserică, ne-am dus acasă, pe când pregătea să stăm la masă soția, într-o dată auzim țipete de război. M-am sperit, am spus să nu fie careva de ei noștri. Numai ce am ieșit afară, vecinul de vis-a-vis, sării stă acolo, unul, bă, neamul fiind rude, să știți. Când a lui Dumnezeu face diavolul prăpăd, ascultați-vă bine. Se mai întâmplă foarte rar și pe la pocăiți, sau numai pe la oamenii care se numesc doar pocăiți. Nu există în viața de credință, în viața de pocăință, ca omul să se ceartă. Nu. Să se certe omul lui Dumnezeu, nu există. Să fie ceartă? Nu. Dacă sunt anumite lucruri, se pot rezolva. Știți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni? Zice, să n-apună soarele peste mânie. Cât de frumos ne învață. Și se certau și s-au bătut. Au venit 5-6 mașini de poliție. Au fost oameni beți, iubiții mei. Ce se aude în casă? Ce se aude la noi? Cuvinte pline de farmec, spunea omul de Dumnezeu. Psalmistul zice, înclocotește în inimă. Cântarea mea, zice, slujirea mea, vorba mea să fie pentru Împăratul. Aleluia. Slăvit să fie Lui Iisus Hristos. Dragii mei, te înalți, Doamne, că ești mai ridicat. E așa că uneori uităm de unde ne-a ridicat Dumnezeu. Și parcă nu mai suntem acolo. Mi-aduc aminte și mă gândeam și spuneam la un moment dat, și nu știu, la unii frați zice, Doamne, sunt unii ai noștri care când ajung la anumite evenimente, Doamne, parcă nu mai țin cont că ei sunt răscumpărați Domnului, că ei sunt pocăriți. Parcă toate alea dispar dintr-o dată și o luăm și ne purtăm ca niște oameni, cum am fost odinioară, cu păcate și cu slăbiciune. Nu? Nu. Pentru noi toți a plătit Iisus Hristos prețul. Și ne trebuie să fim oameni. Ne trebuie, spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 6, zice, voi sunteți sarea Pământului. Asta și m-am gândit. Ce greu e să poți mânca și să mănânci mâncare nesărată. Omul bolnav mănâncă mâncare nesărată. Frații mei, trebuie să fii, să ai gust când stai de vorbă cu cineva. Să fii sarea Pământului, să fii un model, să fii un exemplu. Cine zice că rămâne în el, spunea omul de Dumnezeu, Sfântul Ioan, zice, trebuie să trăiască și el cum a trăit cine? Iisus! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus! Caută vrășmașul, dragii mei, să te atragă din nou în legături, să te atragă din nou să te depărteze de casa lui Dumnezeu, să te atragă din nou în păcate. Spune David aici, te înalți, căci m-ai ridicat. Și n-ai lăsat pe vrășmaș să se bucure. N-ai lăsat. El ne-a ridicat, ne-a binecuvântat, slăvit să fie în numele Domnului. Aduceți-vă aminte de omul acela care era la Ierusalim, toate mergeau bine, în cetatea păcii, în cetatea bucuriei. Numai s-a gândit el că, bă, business-ul funcționează la Ierihon un pic altfel. Și a făcut el temere și a făcut el și a spus soției, familiei, eu știu, și a zis, auzi, eu mă cobor în Ierihon, că acolo se câștigă mai bine. Să nu gândești așa. Rămâi în Ierusalim, unde e pace, unde atmosfera de har, de bucurie, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Biblia spune că atunci când a coborât spre Ierihon, ce s-a întâmplat? Și a căzut între niște tâlhari. Ăștia caută să te distrugă. Ăștia caută să-ți distrugă credința. Să ajungi la îndoială, să nu mai crezi cuvântul lui Dumnezeu. Și când nu mai crezi cuvântul lui Dumnezeu, nici nu mai ai ce căuta la biserică. Păi la ce să mă mai duc? Știți cum era, cum a fost Toma? Bă, a plecat Domnul, s-a murit, unde la ce să mai duc? Și au venit ucenicii și i-a zis, auzi, Toma, hai cu noi, că a venit Iisus! Și el a zis, nu cred. Bă, da, a venit! Aude, a trecut prin ziduri, a venit la noi! Și a zis, nu cred!
spune, bătaie cu noi că vine Domnul. Până nu pun eu mâna, până nu pun eu degetul să văd rănile din palmele lui, din coasta lui, eu nu voi crede. Și frații mei, a avut harul că s-a dus și a stat cu ucenicii, aleluia. Și a venit Domnul dintr-o dată la ei și a zis, pace vouă, trăiască numele Domnului. Că unde se stă în unitate e pacea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Și au ce fericește Domnul. Deci, ferice de cei ce nu m-au văzut fizic, nu? Dar cred cuvintele mele, cred cuvântul lui Dumnezeu, cred Evanghelia lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. A căzut între niște tâlhari și ce știi ce au făcut? L-au dezbrăcat. Asta faci. Tâlharii asta fac, te dezbracă. Nu mai simți bucurie la cântare, nu mai simți bucurie nicăieri. Vrea să te aducă din nou în starea cum erai tu odinioară, din groapa aia. Frații mei, dar știți ce spune Biblia? Că a venit preotul, a venit levitul. O trecut pe alături de el. Dar măriți să fie numele lui Iisus. Că a trebuit să treacă samaritianul milos pe acolo, care e în căutarea oamenilor pierduți. În această dimineață prezența Domnului este în adunare. Samaritianul e aici în căutarea oamenilor care au căzut, care sunt picați. Spune că cel de prihănit de 7 ori cade, dar se ridică. În această dimineață Duhul lui Dumnezeu vrea să te ridice. Să te înalțe din nou pe stâncă, să te așeze cu picioarele pe stâncă, din nou să ai cântarea pentru împăratul, mărit să fie Domnul. Asta e vreodată Dumnezeu. Dar pentru asta a venit să ne înalțe din nou. Haleluia! Mărit să fie Domnul. Ești tu gata să-L înalți pe Dumnezeu pentru ceea ce ți-a făcut? Pentru că te-a ridicat, a luat păcatele tale, spune, s-a făcut blestem pentru tine și pentru mine, s-a făcut păcat ca noi să fim neprihănirea Lui, înțelegi tu harul acesta, ești tu gata să ieși pe stradă și oamenii să zică despre tine că ești fără minte să-L înalți pe Dumnezeu și să spui, m-a mântuit, m-a salvat, m-a eliberat și m-a înălțat, m-a ridicat, haleluia. Ce frumos spune, David, te înalți. Căci m-ai ridicat. Haleluia! A venit pentru tine. A venit pentru fiecare din noi. A venit pentru toți oamenii. Pentru toți acei care își deschid inima într-o zi. Domnul ridică, cum ne ridica și pe noi. Și astăzi, în loc să fim în restaurante, în baruri, în păcat, frații mei, suntem aici în casa lui Dumnezeu. Haleluia! Minunate sunt lucrările Lui. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta, spunea psalmistul. Ne-a ridicat Domnul. Din viața noastră păcătoasă, din minciunile noastre, din păcatele noastre, ne-a spălat, a pus o haină nouă pe noi. Frații mei, să ne păstrăm. Amin. Poziția aceasta pe stânga unde ne-a așezat Dumnezeu și haină curată, măriți să fie numele Domnului. Te nalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Poate astăzi trebuia să nu mai fii în casa lui Dumnezeu. Trebuie să fii în țărână, nu? Eu am strigat către Domnul, spune David, și tu m-ai vindecat. Iubiții mei, îl înalți pe Dumnezeu. Că m-a vindecat, i-a vindecat. A vindecat și sufletele noastre, dar a vindecat și trupurile noastre. Aminteau frații de la Fântânele, ce frate, Nathan, fratele meu, și spunea și de noi toți, zice, am auzit că ați fost bolnavi. Auzit toți. Frații din Germania, spunea fratele Ștefan, zice, am postit pentru tine, că el asta face, postește mult. 75 de ani, un om tare, bine, se ține foarte bine, zice, am auzit, mi-am întristat toți frații. Fraților, mulțumim lui Dumnezeu că am trecut pe acolo. Mulțumim. Și mărturisesc și mulțumesc lui Dumnezeu cât o-i trăi că m-a trecut pe acolo. Pentru că m-a trecut pentru binele meu. Nu face Domnul rău nimănui. Natura Lui e bunătate. Încă e har. Harul mântuiește. Slăviți să fie Domnul. Căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea, spune Tit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații mei, harul lui Dumnezeu ne treci, chiar dacă ne treci. Chiar dacă. Să nu cârtești. Spuneam ieri aici.
ci să-ți duci mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt. Și să faceți aceste lucruri fără cârtire și fără șurub. Doamne, dar de ce mă îngolăvesc eu? Că slujitorul tău, că am făcut tare, nu există. El face ce vrea cu noi. Noi suntem un cioc și El este olarul. Binecuvântat să fie Domnul. L-a trimis pe Ieremia și a zis, ok, așa vreau să fac cu poporul lui Israel. Du-te și uită-te, Ieremia. Și dă forma și iar, parcă nu pică bine, mai e un cioc acolo, mai e o piatră. Și iar te pune pe roată. Și mulțumim Lui. Numai în felul ăsta ne deformă, ne formează El, semănăm cu El, binecuvântat să fie numele Domnului. Și când am trecut pe acolo, aproape 3 săptămâni, 4, Dumnezeu ne-a dus la viață, dar nu merită Domnul să-L înalți. Da. Lăudat să fie numele Domnului. Imaginați-vă când s-a atins femeia de poala hainei Domnului. Pe ea e toată viața a început să laude pe Dumnezeu. Aleluia. Glorificat să fie numele Domnului. Când l-a chemat Domnul pe orb, că amintea fratele Romeo, și a venit orbul, chemați-l la mine. Și ce vrei să-ți dau? El cerea acolo la marginea drumului. Cerea de milă. Vreau să zic, băi, auzi, am nevoie de o casă, am nevoie de o mașină, am nevoie de lucrurile acestea materiale. N-am mai cerut asta. El știa foarte bine de ce are nevoie. Zice, vreau să-mi capăt vederea. Aleluia! Știi ce au zis ucenicii, auzi? N-are timp de tine, ba da. Are timp de tine. El nu e ocupat. El nu e plecat în călătorie să aștepți două zile, trei, să vină, să intervină la problema ta. El e acolo lângă tine. Asta e har și frumusețe. Când am fost în spital, știam că e acolo lângă tine. Cu omul căzut, este cu omul trântit, este cu omul bolnav. Slăvit să fie Domnul. E acolo, simți prezența Lui, simți mângâierile Lui. Când nu te mai preocupă alte lucruri, Domnul e acolo lângă tine și îl simți pe El. O, slăvit să fie Domnul. Te înalți, Doamne. Te înalți, Iisus. Mă gândeam la văduva aceea dinainte. Mi-a venit în minte. Își ducea singurul fecior care îl mai avea, îl ducea la groapă, la cimitir, nu? Și dintr-o dată, pe când se ducea cu cortegiul și oamenii care erau lângă el, femeie văduvă care trecuse prin necaz, a venit Iisus în partea cealaltă. Venea cu ucenici și a oprit trac, a oprit cortegiul, a oprit mulțime. Aleluia! N-a fost o întâmplare. În Biblie nu sunt întâmplări. Nu. Acolo era o întâlnire directă. Aleluia! Cu toți care s-a întâlnit Domnul Iisus, cu Samariteanca, cu orbul Bartimeu, cu toți, n-a fost o întâmplare. Frații mei, nu e întâmplare în viața ta! Nu există întâmplare în viața unui creștin. Nu, nu. Acolo e o întâlnire cu El, cu Mântuitorul, trăiască numele Domnului. Când orice ți se întâmplă, nu e întâmplare. E hotărât de Dumnezeu. Aleluia. Și s-a uitat și a văzut pe mama acestui tânăr. Plângea. Și auzi ce spune Biblia despre lucrarea aceasta? Uitați-vă ce spune. S-a apropiat. Domnul când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. Asta e mila Lui. E mila Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Natura Lui e milă, e iubire, e dragoste. Lăudat să fie numele Domnului. Și i-a zis, și au zis, nu plânge. Cum să nu plângi? Că despărțirea e grea, nu e ușoară. Nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun, mărit să fie Domnul. Aleluia. Și mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei Lui. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului, că
cel care poate să facă lucrul acesta, cel care poate să redea viața unui mort, este doar Iisus Hristos, că El a biruit moartea, mărit să fie Domnul. Iisus este viața. El e viața. Amin. Amin. Frații mei, merita ca femeia aceasta să laude pe Dumnezeu, să-L înalțe pe Dumnezeu. O, Doamne, cât bine ne-a făcut Dumnezeu. Suntem noi gata să-L binecuvântăm? Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Mi-a ridicat, Doamne. Te înalți, Doamne, căci m-ai vindecat. Amin. Amin. Ne-a vindecat pe fiecare din noi, din câte operații am ieșit, din câte operații n-am făcut, nu? Și Domnul ne-a vindecat, trăiască, Domnul. Și merită Domnul să fie slăvit. Și mai apoi, te înalți, că Domnul într-o zi ne va ridica de aici, de pe pământ. Ne va ridica, să știți. Haleluia. Ne va ridica, va fi un eveniment unic. Răpirea bisericii. Nu va fi de două ori. Nu, nu. Va fi o singură răpire. Haleluia. De aceea trebuie să fim pregătiți. Să avem Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce scrie Romani. Auzi ce spune Romani, capitolul 8. Un cuvânt așa frumos. Uitați-vă ce scrie aici. Versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Aleluia. Cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului care locuiește în voi. Amin. Va învia și pe cei care au plecat în Domnul, care au plecat, care au adormit în Hristos. Cum am fost alaltă la o mormântare și, dragii mei, va exista răpirea aceasta. Scrie Apostolul Pavel, și nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Nu voi. Și oamenii ăștia care n-au nădejde, oamenii de afară n-au nădejde, spune, Doamne, totul e până la groapă. Aici să mănânci, aici să fii etichetat foarte bine și sus, restul după moarte nu se mai știe. Ba da, adevărata viață începe după moarte. Amin. Așa arată Biblia. Pe noi ar fi trebuit să ne preocupe mai mult locul unde ne vom petrece mai mult timp. Nu? Unde îți petreci cel mai mult timp? Aici Biblia spune despre 70 de ani, 80 de ani. Unde? Ce spune? Că cât va fi în cer? O veșnicie. E, locul ăsta, după cer, după împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne preocupe mai mult. Bă, ce se fac? Eu vreau să stau veșnicie acolo. Aici pe pământ, parcă ieri eram copil, astăzi bunic, și mâine, poimine, nu mai știu ce se va întâmpla. Viața trece iute. Ca să o vei ca unui țesător. Nu? Îi scurtă viața, spune omului Dumnezeu Iov. Viața omului e ca și plătit pe o zi de muncă, auzi. E ca și unui ostaș. Adică nu ai siguranță. Te-ai dus, gata, nu știu dacă te mai întorci. Așa e viața omului. Dar ar fi trebuit să ne preocupe unde noi stăm mult. Și asta înseamnă veșnicia. Pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Trăiască Domnul. Pentru aceasta ne-a mântuit, pentru aceasta ne-a salvat, pentru aceasta ne-a iertat, ca să fim cu El o veșnicie. Că așa scris. Să nu vi se tulbure inima. Sigur că ne tulburăm astăzi. Și cei mai mulți se tulbură de COVID, cei mai mulți se tulbură de pandemie, cei mai mulți se tulbură de valul 2, ce va fi, ce... Atâta vreme cât vom rămâne sub aripile și sub protecția Domnului, Dumnezeu ne va ocroti în toate vremurile, indiferent ce se va întâmpla. Indiferent ce se va întâmpla. Frații mei, indiferent, zice, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce la voi. Și vă voi lua cu mine. Astea sunt promisiunile Lui. Noi ne agățăm de promisiunile Lui. Aleluia! Și ne credem ceea ce scrie în Evanghelie. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. Adică noi, cei răscumpărați,
Cei plătiți cu prețul sângelui mielului, binecuvântat să fie numele Domnului. Mai crezi tu venirea Domnului că e aproape? L-așteptăm, l-așteptăm, venirea Domnului foarte, foarte aproape. De aceea trebuie să ne punem viața în rânduială. Să ne punem viața, fraților. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Ceasul deja e 12 și 10, mă opresc. Iubiți frați și surori, Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Mărit să fie Domnul. Cel mai mare bine este că te-a iertat de toate păcatele tale. Asta te-a păsat în fiecare zi. Dar a venit El și ne-a făcut liberi. Slăvit să fie Domnul. Ne-a ridicat, ne-a înălțat. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea trebuie să fii mărturie pentru El. Pentru ce ți-a făcut ție? Pentru că a rupt legăturile străine. Binecuvântat să fie Domnul. Trebuie înălțat Domnul că ne-a vindecat în multe rânduri. Puteai să faci o depresie și nu mai erai astăzi aici. Erai poate la spitalul nou sau eu mai știu pe unde. Nu? Dar Dumnezeu protejează. Noi nu putem spune că suntem mai buni decât alții. Nu putem să ne batem în piept, că suntem tari, că facem, eu mai știu ce antrenament, nu mai știu ce sală și nu, nu, nu. Într-o clipă. Poți rămâne legumă, spunea fratele meu, mulțumește lui Dumnezeu că nu depinzi de cineva, că te-ai trezit de dimineață. Este cel mai mare har. Și de-al doi, treilea rând. Vine ziua când ne vom lua zborul spre cer. Măriți să fie Domnul. Bine spunea Traian Dors. Zice că va veni o zi când va ninge de jos în sus. Asta va fi răpirea Domnului. Cei morți, mormintele se vor deschide și își vor lua zborul spre împărăția lui Dumnezeu. Ne vom întâlni cu ei în văzduh. Binecuvântat să fie Domnul. Numai noi. Să rămânem în credință. Amin. Și să ne ducem mântuirea până la capăt. Cu frică și cu tremur. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să mă iertați că am depășit câteva minute. Și aș vrea în această rugăciune să spunem Domnului, Doamne, e vorbit, ne-ai ridicat. Recunoaștem lucrul acesta. Ajută-ne să ne păstrăm viața curată. Amin. Amin.